Salut iubitorule de filme horror! Astăzi am pregătit un top special pentru tine. Cred că ți-ar plăcea să afli ce filme noi au apărut și ești nerăbdător să-ți petreci o seară înfiorătoare în compania fantomelor, demonilor, monștrilor sau morților în viață. Selecția de azi este expusă obiectiv fără careva ordine premeditată, deoarece scopul meu este ca tu singur să-ți alegi filmul potrivit pentru tine și sunt convins că dacă rămâi cu mine până la sfârșitul acestui video, vei găsi ceva pe placul tău. Intră pe canalul meu dacă ești pasionat de cinematografie pentru a găsi alte videouri care ar putea să-ți placă, dar pentru a nu rata alte topuri tematice sau știri din lumea filmelor, abonează-te și fă click pe clopoțel. Hai să ne jucăm! Micul Oliver suferă de autism non-verbal. Tabletele și telefoanele i-au înlocuit prietenii și sunt unicul mijloc prin care băiatul comunică cu lumea ce-l înconjoară. Din cauza stării sale, copilul este agresat de colegii din școală. Toate încercările părinților de a sparge peretele care îl desparte pe Oliver de viața reală se termină cu eșec. Într-o seară, băiatul accesează o aplicație de pe tabletă, Monștri Divergenți, care povestește istoria unui monstru, Larry. La fel ca și Oliver, Larry nu are prieteni, dar ar plăcea să aibă unul și promite că se va împrieteni cu oricare copil deosebit care se simte izolat. Însă Larry are o condiție. Prietenul său va deveni doar acela care îi va citi istoria până la capăt. Și totul ar părea un joc banal dacă Larry nu ar fi o ființă supranaturală care dorește să pătrundă în lumea reală pentru a-l răpi pe Oliver. Malasaña, numărul 32. O peliculă spaniolă inspirată din întâmplări reale. Madrid, anul 1976. Europa este paralizată de criza economică care a falimentat mii de antreprenori și agricultori. Disperată, familia Olmedo își vinde ferma de la țară și se mută în Madrid. Aici, într-un oraș mare industrial plin de oportunități, familia numeroasă speră că viața va fi mai ușoară, părinții se vor angaja la serviciu, cei trei copii vor pleca la școală bună, dar bunelul bolnav va primi îngrijirea corespunzătoare. Din banii obținuți după vânzarea fermei, ei își cumpără un apartament spațios. Însă bucuria nu durează mult. La scurt timp după ce familia se stabilește în noua locuință, se încep lucruri ciudate. Obiectele se mișcă de la sine, se aud zgomote puternice din camerele goale. Apar bilețele cu mesaje înfiorătoare. Terifiați, familia apelează la ajutorul poliției, ceea ce și mai tare agravează situația și glumele nevinovate care le suportau până acum trec la un alt nivel. Blestemul. Este a patra parte din seria americano-japoneză Blestemul, început în 2014. Dacă ți-au părut interesante celelalte episoade sau în general așa tip de filme de groază sunt pe placul tău, nu o poți rata nici pe aceasta. Ca și în filmele anterioare, sunt prezentate succesiv câteva istorie legate de o anumită casă. În centrul atenției se vor afla detectivii Muldoon și Goodman, care încep investigarea unui șir de omorări misterioase. În procesul de cercetare, o casă le atrage atenția în mod deosebit. Goodman, fiind convins că clădirea a cărei stăpâni mor unul după altul, este blestemată. Evită cu orice preț să intre în interior. Muldoon se dovedește mai sceptică și nu crede în povești aberante despre blesteme. Ea, fără careva retenții, cercetează casa, ceea ce duce la consecințe îngrozitoare. The Dark and the Wicked. Ignorând rugămintele mamei de a nu veni, frații Michael și Louis totuși pornesc spre ferma îndepărtată a părinților pentru a vizita tatăl aflat pe patul de moarte și a-și susține mama în această încercare grea. Însă mama nu este bucuroasă de sosirea acestora și are un comportament de-a dreptul ciudat. Ea le spune că degeaba au venit și a doua zi se spânzură. Lui Michael această întorsătură îi pare inexplicabilă, în timp ce Louisa găsește agenda mamei în care aceasta descrie o forță malefică care se apropie. Circumstanțele decesului, comportamentul din ajun al mamei, lucrurile găsite în casă și misterul care învăluie acest sătuc îndepărtat încep să-i sperie pe frați și posibil mama a avut dreptate și ei nu trebuiau să vină. Brahms, The Boy 2.
este continuarea istoriei din The Boy, lansat în 2016. Lisa este îngrijorată de comportamentul feciorului său, Jude, de 9 ani. Recent, cei doi au fost atacați, dar băiatul și acum este afectat de consecințele șocului care l-a trăit. Pentru a-și ajuta feciorul să treacă mai repede de acea experiență terifiantă, familia se mută într-o casă spațioasă și confortabilă, departe de ochii lumii. Plimbându-se pe lângă casă, copilul găsește o păpușă băiat care seamănă izbitor. Acum păpușa Brahms este cel mai bun prieten al lui Jude și se pare că jucăria este foarte pretențioasă, deoarece ea impune un șir de reguli care trebuie să fie respectate, dar încălcarea acestora va duce la consecințe grave. De la început, părinții au acceptat această situație, crezând că totul este doar o joacă. Cu timpul, comportamentul lui Jude se schimbă și în familie încep să se producă evenimente înfiorătoare. Menendez, ziua Domnului. În centrul atenției este fostul preot Menendez. În trecut, slujitorul bisericesc a comis o faptă oribilă care îl împiedică să aducă pacea și credința în sufletele oamenilor. Bântuit de remușcări și fantomele trecutului, preotul se izolează de restul lumii în apartamentul său. Existența retrasă a acestuia curând este tulburată de un vechi prieten care îi cere ajutor. De ceva timp cu fica acestuia se întâmplă lucruri inexplicabile sau chiar înfiorătoare și starea ei se agravează pe zi ce trece. Tatăl descurajat este convins că adolescenta este posedată de demoni și chiar dacă cunoaște metodele agresive a lui Menendez, îl roagă să facă ritualul de exorcizare. Menendez, ziua Domnului, este prima din cele trei părți planificate. În caz de succes, Netflix va continua acest proiect. Ghost of War. Evenimentele din această peliculă au loc în ultimele luni al războiului 2 mondial. 5 soldați americani sunt trimiși într-o provincie franceză ca să păzească un conac părăsit la repezeală de trupele germane. Obosiți de luptele sângeroase, bravii militari cred că această misiune va fi ca o plimbare sau o vacanță binemeritată după confruntările istovitoare. Plus la toate, prin preajmă nu este niciun fascist care ar amenința securitatea și unica ce le rămâne e să admire peisajele pitorești și să se odihnească în condiții aproape confortabile. Însă iluziile soldaților sunt spulberate de întâmplările inexplicabile care au loc în conacul păzit și tinerii vor înțelege că există dușmani mai periculoși și nemiloși decât cei pe care i-au întâlnit pe câmpul de luptă. Don't listen. Încă o producție spaniolă în cele mai bune tradiții a filmelor de groază. Posibil de la început, istoria îți va părea cunoscută deoarece ai mai văzut-o în multe alte filme de groază. Totuși te recomand să ai răbdare până la final, căci anume sfârșitul va face diferența. Daniel, Sara și fiul lor Eric sunt o familie fericită care își câștigă pâinea renovând clădiri vechi. O nouă comandă de care se apucă cuplul este o casă superbă a cărei vânzare, evident după renovare, le va asigura o sumă frumoșică. Însă ei nu știu că localnicii numesc această clădire Casa Vocilor. La scurt timp după ce familia se mută aici, cu entuziasm se apucă de restaurare, Eric începe să deslușească sunete și șoapte misterioase. Curând, corpul copilului este găsit în havuzul din fața casei, dar Daniel întâmplător înregistrează vocea feciorului deja decedat. Casa lui. În centrul atenției se află Bol și Real, un cuplu de emigranți din Sudanul de Sud. Dorind să scape de războiul care le macină patria, familia părăsește Sudanul și se îndreaptă spre Europa. Însă pe drum se produce o nenorocire și copila celor doi se înneacă. Ajuns în Marea Britanie, cuplul primește statutul de refugiat și le se oferă locuință fără drept de a fi schimbată. Dar bucuria și speranțele pentru o viață nouă și liniștită curând sunt spulberate. Bol și Real își dau seama că împart acoperișul cu o forță supranaturală, cu intenții deloc prietenoase. Această peliculă a fost primită foarte bine de critici și spectatori, datorită elementelor de horror calitativ combinate cu un puternic impact social. Empty Man. Fostul detectiv La Sombra trece printr-o perioadă grea. Recent, el a pierdut soția și copilul. În mod neașteptat, La Sombra este implicat în investigarea dispariției adolescentei Amanda. Unica pistă pe care o are polițistul este mesajul scris cu sânge: Empty Man m-a forțat să o fac.
Condus de acest indiciu, la sombră află că Empty Man de fapt este o creatură sinistră dintr-o legendă urbană și că Amanda împreună cu câțiva prieteni au făcut un ritual pentru a invoca această ființă supranaturală. Culmea e că nu doar adolescenții cred în existența lui Empty Man. În oraș există un cult secret a acestei creaturi care reprezintă pericol nu doar pentru detectivul indiscret, ci și pentru întreaga comunitate. Atât pentru azi, dar ție ce filme horror îți sunt pe plac? Cu zombii, vampiri, demoni sau poate fantome? Scrie mai jos în comentarii dacă deja ai văzut careva din filmele enumerate în acest video și ce impresie ți-a lăsat. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a părut interesant și să te abonezi pe canalul meu. Fă click pe clopoțel ca să fii la curent cu alte videouri interesante și pe curând!